acțiune motor, bine ați venit la Stax TV, de data asta BMW X5. Că BMW X5 îl știe toată lumea, e comun, mie îmi place că a rămas în designul ăsta clasic de SUV-uleț sau SUV, cum vreți voi să-i spuneți. Are și un motoraș de V8 de 4,4 litri biturbo ce dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin decât 625 de cai. Ți se umple gura. Păi mi-am luat și un BMW X5M Competition. Mare atenție, nu mai există X5M, există doar X5M Competition, care dezvoltă 625 de cai. Așa, aduc copiii la grădință, mă grăbesc dimineața. Da, aveți partea frontală, pe care o să vă prezint rapid. Avem aceste faruri cu LED, tehnologia BMW, cu fază lungă, asistent, ocolesc, fac lumina. E o plăcere să conduci mașina noaptea la drum lung, este foarte odihnitoare, te ajută foarte mult luminile. Ați văzut și aceste Angel Eyes, care nu mai sunt Angel Eyes. Angel Eyes, you know Angel Eyes? Așa, Angel Eyes. Foarte frumos. Și îmi place foarte tare semnalizarea, da? Despre asta o să vorbim mai încolo. Gurile foarte mari de aerisire, toate funcționale. Aici avem intercoolerele, radiatoare, radarul mașinii, totul negru lucios și negru mat. Am renunțat la crom, trecem pe negru, mai frumos, mai greu de întreținut. Nu mergeți aproape de mașinile din față. Încercați să păstrați distanța, pentru că pietrele care sunt aruncate de ele vă pot ciobi botul mașinii, sare capota și de la un punctuleț trebuie să vopsiți întreaga piesă. Grila asta de la X5M aici este foarte mișto integrată în grila de aerisire, pentru că este și neagră și se vede foarte, foarte puțin. În schimb, se văd culorile specifice M. Asta este partea frontală. Eu spun că arată super agresiv și nu cred că mai avem ce comenta aici din punct de vedere al designului. Că de-aia au făcut aia plămânii, rinichii, gândacii, amigdalitele, toate lucrurile, prea mari, prea mici, farurile sunt nu știu cum, farurile sunt jos. Arată cum suntem noi obișnuiți ăștia de 40 de ani, așa, ca o mașină normală, dar 600, eu sunt șocat de ăștia 625 de cai și cum noi ăștia care nu ne permitem mașinile de genul ăsta, pentru că această mașină are un preț de plecare de la doar 144.000 de euro TVA inclus și modelul prezentat aici pe care o să-l vedeți astăzi ajunge undeva la 177.000 cu toate dotările care sunt puse pe mașină. Da? Eu o să vă prezint mașina, o să vă prezint și interiorul, vom vorbi și de lateral și de roți și de frâne și de suspensie. O vom conduce și veți auzi cum se aude, pentru că se aude fantastic. Nu o să puteți foarte tare să vedeți cum merge, pentru că circuitul nostru de teste este închis. Am fost un pic pe autostradă în Germania, dar nu pot să vă arăt filmările, pentru că vitezele acolo, știți că în Germania e fără limită de viteză și dacă am pune asta, oamenii care sunt, care trăiesc în România și au permis de conducere și se deplasează pe drumurile naționale și expres ale țării noastre, sunt toți foarte corecți și ne-ar lua, nu pot să zic cum ne-ar lua, dar ne-ar lua rău pe internet. Și așa că doar o să vă las să vă imaginați cum se simte mașina asta de 625 de cai și dacă vreodată aveți ocazia să mergeți în dreapta sau poate chiar să o conduceți, îmi spuneți voi în comentarii cum vi se pare că trage. Că asta spuneam și să revin un pic la preț, că noi ziceam, noi ăștia mai amărâți așa care nu ne permitem, tot vorbeam, știi, băi, are aici un punctuleț, vezi, punctulețul ăsta parcă nu e ok, știi? Uite, aici mai are o chestie care se aude un pic de scârț, bă, parcă e cam rigidă, mă, pe suspensie, așa, cu roțile astea pe 21, cu balon pe 35, cu 295, parcă e cam rigidă, aș vrea să fie mai moale. Că așa suntem noi ăștia, cârcotașii, știi, comentam. Și eu le-am spus un singur lucru, băi, eu când accelerez mă doare de toate lucrurile astea, înțelegi? Foarte tare mașina. Hai să vorbim un pic și de lateralul ei. Da, și după cum vedeți, m-am schimbat pentru că s-a pierdut sunetul de la prezentarea exteriorului, interiorului, plimbării și așa mai departe, așa că mai tragem o dublă. Vorba e că noi nu tragem duble niciodată, Mariuse. Și avem exteriorul superb al acestui BMW X5M Competition, care este cu acest pachet pe care aș vrea să mă corectați, dar nu este pachet M Sport Pro, pentru că în descrierea pachetului M Sport Pro, pe lângă ornamentele cromate, negru lucios, și mă bucur că nu mai sunt cromate, de moș,
Aveam și etrierele roșii în descrierea pachetului M Sport Pro și probabil că ăsta este doar M Sport, dar n-am găsit aceste informații și o dau și eu așa cum pică, că vorba aia nu verifică nimeni. Îmi place că avem aceste jante specifice, nu știu, BMW din punctul meu de vedere, cu designul ăsta foarte frumos. Avem anvelopele Michelin cu o dimensiune superbă de 295-35-21 pe față și pe spate, dar până să ajung la spate, vreau să vă spun că această priză de aer este fake. Oh my God, Jesus Christ, de-aia nu mai iau eu BMW X5 M Competition, că această priză de aer e fake. Păi, e normal să fie fake, pentru că dacă n-ar fi fost fake, tot noroiul aruncat de roate ieșea pe aici. Voi, dacă sunteți băieți care vă luați X5 M Competition să mergeți cu el la circuit, luați-vă prize de aer care nu sunt fake aici și le montați doar când mergeți pe circuit, că acolo nu e noroi și, bineînțeles, iese căldura și aerodinamica. Da, astea sunt chestii pentru puriști, care nu prea sunt puriști, sunt doar hateri, din punctul meu de vedere. Mi-am capsat și cămașa, ca să n-au discuții. Doamne, nu ții cureaua, nu? Tot timpul oamenii observă alte lucruri în clipuri decât ce vreau eu să le spun. Avem aceste capace de oglinzi de carbon, nu pentru a ușura mașina, ci pentru a arăta mai cool. Ornamentele negru lucios, așa cum vă spuneam. Și am ajuns la roata spate. Care roata spate, nenicule, e roata spate, frate, pentru că mașina asta, pe lângă faptul că are un diferențial blocabil pe spate și are o putere fantastică, trebuie să pună totul pe asfalt și siguranța este foarte importantă până la performanțe și atunci anvelopele contează cel mai mult. Dar nu mai zic că trebuie să aveți anvelope cu steluță. Nu mai zic că mă ceartă Marius și zice că am luat bani de la BMW. Cred că suntem singurii din industrie care nu luăm bani la review-uri de mașini. În sfârșit, nu mai contează. Măcar avem dreptul să filmăm ce vrem noi, nu ce ne dau oamenii. Că dacă am fi luat bani, făceam la microlip. Bă, îmi plac glumele mele de mor. În sfârșit. Deci avem 315-30-22 pe spate. Frumos, se vede bine din spate, se vede cu mușchi, cu umeri, cu nu știu ce. Și acum dăm un cat către ce unăm pe aici. Să trăiți. Mergeți, nu e nicio problemă că noi tăiem și... Nu, nu, Doamne ferește, pe dacum. Nu, eu vorbesc mult, știți cât vorbesc eu? Enorm! Asta e meseria, așa e. Oameni, mă, uite, oameni cu minte la cap, înțelegi? În vârstă și cu minte la cap. Bun, hai să vă prezint portbagajul care are 485 de litri. Habar n-am, nu știu cum am uitat. Dar se vede bine spatele. Cu difuzorul ăsta aici, negru lucios, tot din pachetul ăla M Sport, care nu știu dacă e Pro. Acolo scrie că la Pro vine difuzorul negru lucios și tipsurile tobelor în negru. Nu dau seama dacă lucios sau mat. Lucios, da, bineînțeles, când dai bani ăștia pe mașină, probabil că nici nu te interesează dacă e lucios sau mat. Mașina arată foarte bine, e foarte sexy. Mi-aș lua-o. Cred că, dacă nu mă înșel față de cât am prezentat eu, parcă 625 de cai putere are și performanțe fantastice. Bineînțeles, se deschide și din cheie. Îmi cer scuze pentru ladalieră. Și avem și acest oblon, cum avem noi, Marius, la Toyota. Să stai frumos aici, când vii la pădure cu doamna, la picnic. Stai că n-are doamna loc. Mă pun aici, poate cad. Da. Să stai frumos cu doamna aici, să... Vorba aia, mâncați un salam de Sibiu, Victoria, Parizer, ce... Na, cu ce am fost noi crescuți, ca să zic așa. Avem și lumini aici la portbagaj, dacă ne prinde noaptea, să vedem salamul de Sibiu pe sandwich. Mare atenție aici în portbagaj, ce mi se pare super cool. Mașina asta are aceste, cum să spun, ornamente cromate, care în mijlocul lor au o bandă de cauciuc și în momentul în care pui un bagaj aici, ele ies un pic în relief ca să nu se plimbe geamantanul, știi? Foarte tare, foarte cool. Ăsta, bineînțeles, că are și el amortizoare. Iarăși, ce mi se pare tare, că avem cui de tractare două la număr și pe față și pe spate, că poate vrei să o lungești, poate vrei să o faci și 7. Și atunci pui două Toyota, că noi avem două Toyota, și tragi de ea. Plasă despărțitoare pentru căței sau ce animale, tigri, lei, că am văzut că-s la modă. Ce face? Purcei. Purcei, purcei, adică de ce doar căței? De ce doar căței să fie crescuți în apartament împreună cu pisicile care au câștigat războiul cu câinii maidanezi? Vezi, eu de-aia sunt supărat pe viață. De ce, mă, avem pisici maidanezi și nu mai avem căței maidanezi? A? De ce? E o conspirație, eu vă spun. Bun, ce mi se pare super cool este acest rulou de portbagaj care iese automat. Că atunci când ești bogat, nu te mai întinzi să faci tu lucruri, înțelegi? Adică stau eu să trag, să... Trage și tu aia. Băi, vină-mă încoace. Te rog eu. Nu! Invers. Mai mult vreau. Nu se poate.
Vino. A, nu merge că e portbagajul deschis. De aproape bogat. Sunt, nu, nu, nu. Nu merge pentru că e portbagajul deschis, dar în momentul în care eu voi închide portbagajul, ea se va atrage automat. Ce, în schimb, nu înțeleg eu cât sunt eu de bogat? Mamă, îmi cer scuze pentru aroganța asta cu ochelarii. Nu mi-am dat seama. Cine mă arogantul ăsta îi prezintă cu ochelari de soare? Da. Ce n-am înțeles eu aici, cât de aproape sunt eu bogat, când mă duc cu X5-ul meu M Competition la cumpărături și bag ceva mare în portbagaj, aș vrea să am clapetele alea, știi, să rabatez banchetele. De aici, electrice. Pac, buton, piu, banchetele. Dar sunt exist. Nu există. Trebuie să mă întind aici, să trag de asta. Nu mai car, mă, dar... Nu mai car, a? Să iei altă mașină. Să vină șoferul imediat. Vă lăsa eu. A, am uitat. Am uitat că astea sunt... Cred că e Toyota. Da. Și avem și ele rând aici. Frumos, doamne, hai la interior. Da, îmi place. Mi-aduc aminte de mașina asta, mi-a plăcut tare mult când am condus-o, dar mai povestim în mers. Cert este că îmi place că am reglajul volanului electric, padele carbon în interior, piele, nu cristale. E pe gustul meu plafon negru care automat se și trage această învelitoare și avem lumini. Bă, ceva, n-ai ce să zici. Îmi plac gurile de ventilație și cum le poți regla. Foarte tare, foarte cool, deschis, închis și direcționarea aerului, foarte tare. Bineînțeles, aici știți, avem memoriile scaunelor, masajul în scaune, mi-am adus aminte de el. N-ai cum să mergi cu mașina asta, să nu folosești, adică de fiecare dată când mă urcam la volan și plecam cu ea, după 5 minute mi-au ceva aminte. Bă, am uitat de masajul în scaun. La bine? Ce viață bună, e bine mă să fii și bogat. N-am pentru copii aici să-i blochez. Vezi, blochez ambele geamuri, nu știu dacă blochez și deschiderea de ușă din spate, dar nici nu contează detaliile astea, că atunci când ai X5M Competition, copiii îi duce bălășoiul la grădiniță, nu-i mai duci tu. Pielea foarte cool, culoarea, îmi place că este, bineînțeles, ventilată și așa mai departe și cu masaj și încălzită și găurită și cu două culori. Cotiera care e și ea, bineînțeles, încălzită și cu mânerul din stânga de pe fața de ușă pe lângă scaun. Și iarăși îmi place foarte tare că avem acest suport de pahare încălzit și răcit. Adică dacă ți-ai luat o doză de Fanta, pentru că Fanta conține suc de portocale, nu ca alte produse care nu sunt naturale, da, de exemplu cola, puteți să o puneți aici și să răcească doza. A? Sau ți-ai luat o cafea de la OMV, bineînțeles, de unde mi-am în fiecare dimineață și poți o ții caldă. Asta da, șmecherie. Asta da. Bineînțeles, ecranul mare aici, cum îl știți, cu touch screen, cu tot ce vrei, cu toate funcțiile, ți arată, îți face, îți drege. Iluminarea superbă, puteți să schimbați, bineînțeles, culorile în interior. Funcția asta de comand, volanul sport, ce să mai zic, head-up display, testul de mașină bună. Testul de mașină bună pe lângă faptul că am trecut de faptul că se închide ușor. Am văzut unele mașini cu pretenții care se trântesc, culmea. Unele nici n-au, dar testul de mașină bună este să aibă acest suport la șofer. Că mulți n-au, mulți nu mai au deloc. Economiile se fac prin toate felurile și modurile și trebuie să fiți atenți la lucrurile astea. Bineînțeles, centurile de M, așa cum le știți. Am vrut să mi-o pun, dar nu mi-o pun centura, pentru că mă mut în spate. Să vedem cum stăm acolo. Tada, la interior avem perdeluță. Pentru că dacă poate geamurile fumurii nu sunt suficient de fumurii, am făcut și efort cu mânuța asta, o să fac februță. Da. Dacă geamurile nu sunt suficient de fumurii, tragem perdeluțele astea privacy și atunci putem să stăm liniștiți aici, să nu ne mai deranjeze nimeni. Mare atenție, putem să încărcăm telefonul și de aici, ceea ce mi se pare cool. Avem această... Mamă, merge... încă merge masajul aici în față. Merge masajul și eu nu profit de el. Da, avem mapa, băgăm acolo lucruri, bineînțeles închis, deschis de geam, direcționarea aerului pe stâlp, agățătoare pentru hăinuțe și umerașe, cotiera care ascunde și ea un suport pentru două pahare mari, mici. Ce fac aici? Schiuri. Oh. Da, mă, păi e și schiuri. Oh, Jesus Christ. Da, dar vezi tu, am schiuri, dar n-am schiuri, pentru că nu am acel sac pentru schiuri. Și eu când vin de la schi, eu vin de la schi și bag schiurile mele cu zăpadă. Te uiți la bani. Nu mă uit la bani. Le bag aici, le bag aici.
ventilația asta și în încălzire și în clima dublă de pe spate și în brichetă, care a pornit acum chiar dacă mașina stă pe loc. A pornit, mă, și bag aer. Bagă, mă, frate, poate ți-e cald, te-ai încălzit, ai vorbit mult, da? Mâner, lumini, atenție, lumină cu două faze, adică poate vrei mai diuză. Lumina, știi ce zic? Nu, difuză, glumesc. Așa, bă, chiar bag aer. Chiar bag aer, îmi place. Al caranta. Cum zic băieții. Da, uite, s-a tras ăsta în spate, vezi? S-a tras. S-a tras ăla la portbagaj. Ca să nu vedem bagajul, să ne deranjeze guiță porcu acolo. Face scandal. Și poate noi nu vrem să fie scandal în mașină. Bineînțeles, îmi place bancheta că este dreaptă și trei persoane poate să stea liniștite aici. Nu trebuie să stea strâmbe, știi cum stai, scobite, făcute. Da, mă, îmi place mașina asta, mi-aș lua o mâine. O luăm? Ce îți lipsește? Mie la asta? Nu. Ah, banii, dai seama, ce să-mi lipsească? Tu pe oam, eu tu pe oam, nu e problemă, dar banii. Vedeți, scaunul pe față este reglat pentru mine, care am iarăși 1,87 m, putem să avem discuții despre treaba asta. Și stau foarte bine, deci nu sunt cu genunchii așa, am la cap suficient spațiu, deci puteam să mergem cu asta la arat. Mergem cu una mai scumpă, asta e. Bun, hai să o conducem, să vedem cum se vede. Vreau să văd setup-ul, cum e, așa mă, pe Sport Plus. Altă viață, mă, acest V8 Twin Turbo de 625, de ți-a umplut gura, când zici. 625 de cai, cu 3,9 secunde, de la 0 la 100 de km la oră. Pe circuit, bineînțeles, nu pe drumurile publice. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Că mașina se conduce senzațional. Pentru că este un SUV, cum îi zice în popor, și stai mai sus, ai o vedere periferică mult mai bună, ceea ce creează confort și relaxare la drum lung și în oraș, bineînțeles. Mi-aș dori să inventeze oamenii ăștia, pe lângă volanul încălzit, să inventeze volanul răcit, adică să fie ventilat. Masaj. Nu, masaj la volan nu vreau, că își face treaba scaunul suficient de bine. Aș merge cu mașina asta până în, nu știu, până în Olanda aș merge, până la Rotterdam. La Gatebil. Aș merge chiar și la Gatebil. Și m-aș da și cu ea pe circuit acolo și m-aș întoarce cu ea acasă. Asta mi s-ar părea o reclamă foarte bună pentru cei de la BMW. Ai prins-o, Șeremet? Dacă n-ai prins-o, îți mai zic o dată. Pare rău. Să vă dau un pic de sunet măcar. Măcar un pic de sunet. Și cu frânarea stăm foarte bine. Adică să nu credeți că mașina asta aduce lipsă de ceva. Dacă vă țin pingelele, vorba aia, mergeți și programați un test drive dacă nu sunteți convinși să o cumpărați după acest review. Și poate vă convinge test drive-ul. Pentru că, așa cum spun, șat, adică doar stai la masă și câți cai, ce ți-ai, mi-am luat și eu un BMW X5. Doar de care? Bă, X5 M Competition ăsta. Și câți cai are? E următoarea întrebare a oamenilor. Întotdeauna, și câți cai are? 625 de cai. Și face 0-100 în 3,9 secunde. Ce newton metri, ce preț, ce consum. Ce, nici nu mă uit acolo la medie, că nu are rost, dar uite, dacă țin piciorul așa pe pedală, ușor, 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 mi-arată 9.1, ceea ce mă încălzește sufletește. Dar, repet, în momentul în care îți cumperi mașina asta, vă dați seama că nu vă mai gândiți la consum și nici nu e unul deranjant. Și plus de asta, decât electrică, să stai să încarci, să faci, să dregi. Ce frumos! Da, dom'le, dai din boxe! Dar nu mă interesează, că ăla care a dat banii pe mașină, e aici, la volan. Nu interesează ce cred oamenii de afară, cum se aude afară, tot felul de nebunie de genul ăsta, pentru că tu aici, la volan, trebuie să te simți ca într-o mașină de curse și nu trebuie să-i deranjezi pe cei din jur, cu pognituri, bubuieli și așa mai departe. Și atunci, dacă pentru tine aici este perfect și se aude bine, ce mă interesează pe mine cum se aude afară? A, doar dacă
Eu cumpăr mașina pentru ce crede lumea despre mine, nu pentru mine, ca să zic așa. Bun. Astea fiind spuse, și eu stând foarte bine la volan și voi crezându-mă pe cuvânt că stau foarte bine la volan și că mașina asta se conduce fantastic, acum ce să zic? Nu știu unde am intrat. Întorc, îți dai seama. Într-o curte. Într-o Da, mă, dacă când ai BMW de ăsta, nu zice nimeni nimic. Că știu. Și cu spatele pe care vede. Se mișcă, mă, bine mașina, n-am ce să zic. Uite, nu zmucește, nu face, nu drege, chiar dacă suntem în modul sport plus al motorului. Pe lângă chestia asta, putem să selectăm și șasiul în modul sport plus, direcția să fie sport, frânele să reacționeze sport și sistemul de tracțiune MX Drive, cum scrie aici pe bord, poate să fie, n-am vrut, îmi cer scuze, chiar n-am vrut să dau drumul la muzică, nu știu. Dau din mâini și din cauza asta, pentru care gesture control, această mașină, sesizează faptul că sunt relaxat și că pot să dau muzica mai tare sau mai încet cu degetul ăsta. Că când ai bani, ești relaxat. Când n-ai bani, ești agitat. E simplu. Dacă încep eu așa, nu se dă muzica mai tare sau mai încet, decât dacă ești foarte relaxat. Să ai bani în buzunar, atunci ești relaxat și muzica începe mai tare. Dar ea știe că filmăm și de-aia nu face chestia asta. Bineînțeles, nu știu dacă v-am povestit de butoanele astea M, M1 și M2, unde poți să-ți pui setările astea să mergi în, când apeși pe butonul M1. Dar o să vedeți pe contul nostru de TikTok și Instagram că am filmat acolo niște plecări de urgență. Adică dacă te urmăresc hoții în parc sau la pădure, vii să te plimbi și te aleargă niște hoți. Tu trebuie să te urci în mașină să faci un launch control. Aia le aveți filmate acolo pe conturile de Instagram și de TikTok, să vezi în cât timp poți să muți prin apăsarea acestui buton în funcția de totul sport, ca să zic așa, cum suntem acum. Ce am aici? Shift light. Da, frumos. Bineînțeles, aici n-am mers decât cu 83 de km la oră, pentru că este o stradă închisă. Astăzi filmăm mai multe episoade și am închis aici la pădurea Băneasa un tronson de ăsta asfaltat impecabil, ca să nu fie vreun pericol, să nu sară vreo căprioară, porc, mistreț sau mai știu eu ce oameni în fața noastră și să-i accidentăm. Da, aș putea să vă mai povestesc, dar n-am să o fac pentru că vă plictisesc. În schimb, pot să vă spun că mașina este senzațională și nu știu cine ar fi competitorul ei direct, dar cu siguranță. O, Doamne. Cu siguranță nu se mi-aduc aminte de când am avut o câteva zile și mi-a plăcut mult de tot. Bravo. Nu avem treabă. Competitor Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Nu știu că Lamborghini, dar prea mulți bani. Ăștia de la Porsche nu ne dau mașini. Că na, nu avem față. Ce să zic? Încercați să conduceți, dacă aveți ocazia, o mașină de genul ăsta. Dacă aveți și banii pentru a o cumpăra, programați-vă un test drive la BMW România. Puteți intra pe site bmw.ro și o să rămâneți impresionați, eu așa zic. Dar ne lăsați în comentarii ce ați vrea să mai vedeți, cum să mai vedeți, ce să mai zică, cum să mai facă Daniel, să facă ca ursul, ca balena. Pot să fac tot felul de lucruri. Like, share, share. Na, nu mai vreau. Nu mai vreau nici share la aici, nu mai vreau. Uitați-vă voi la episoade și vedeți voi, trageți voi concluzii. Bă, s-a oprit filmarea. Când, mă, frate? Acum. Ah, e bine, mă.